Sportivii de la ACS Scorpion Karate Do Slatina se pregătesc pentru competițiile din acest an. Pe lângă antrenamente, elevii lui Cristi Rezeanu vor avea parte și de un stagiu de pregătire la care li se alătură sportivi și de la alte cluburi. Avem invitat sensei Joseph Droxa, este antrenorul lotului de kumite al Federației de Karate VKF. În total avem 47 de sportivi, dintre care 40 sunt de la clubul Scorpion și avem onoarea să primim încă două cluburi, unul din oraș și unul din județ, cu 7 sportivi. La acest stagiu, Rezeanu urmărește mai multe aspecte care să-i ajute pe elevii săi să își ducă la bun sfârșit obiectivele propuse în acest an. Este un stagiu specific doar pe partea de kumite, kumite sportiv, kumite competițional și dorim îmbunătățirea sportivilor la acest capitol. Vineri va avea loc primul antrenament din acest stagiu de pregătire cu începere de la ora 19, sâmbătă două antrenamente de la ora 10, iar duminică un singur antrenament, după care va urma înmânarea diplomelor de participare.